a lui care ne iubește și ne-a spălat de păcatele noastre prin însă sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Pentru că sunt pentru prima dată în biserica aceasta, de altfel pentru prima dată în Torino, și pentru că suntem încă la început de an, doresc pe toți Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. La El sunt binecuvântările și să nu picure așa cât un pic, să toarne. Amin. Ca ploaia rapidă de vară să fie binecuvântarea Domnului peste voi. Amin. Greu mi-a fost să mă decid asupra unui cuvânt, am fost luat un pic în pripă, mi-ar fi plăcut să vorbesc ceva despre familie, despre nașterea de copii. Nu știu dacă v-ar fi plăcut și dumneavoastră. Eu nu garantez un confort sentimental nimănui care vine la adunare, dar mă străduiesc și rog Domnul să mă ajute să vorbesc cum scrie cuvântul. Amin. Totuși m-am decis asupra unui cuvânt, dacă vreți ne ridicăm în picioare. Să citim din Cartea Faptele Apostolului, capitolul 9, Întoarcerea lui Saul. Pagina Biblie 1066. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damas că, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damas, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care l-au însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Amin. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să reocupați locurile. Din textul acesta și din versetele următoare pe care nu le-am mai citit, am câteva gânduri să împărtășesc cu dumneavoastră. În Sfânta Scriptură, când biserica era încă în fașă în Ierusalim, când au început iudeii să se convertească, să treacă la noua credință, la creștinism, avem descrierile acestea pe paginile Noului Testament. Dumnezeu odată cheamă o mulțime, citim în Cartea Faptele Apostolului, capitolul 2, după coborârea Duhului Sfânt, după acea predică memorabilă a lui Petru, versetul 37 spune că cei care au ascultat cuvântul au rămas străpunși în inima lor și au zis: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Cei care au primit propovăduirea în ziua aceea au fost botezați și la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000. O convertire în masă, în urma unei predici și pus în Scriptură. Altă dată 5.000, dar de data asta, ca și în Fapte 10, ca și în Fapte 8, îi descrise întoarcerea unui singur om. Asta îmi spune mie că Dumnezeu acordă o mare importanță unui singur om. De altfel, cuvântul Domnului în Luca 9:25 spune: și ce-ar folosi dacă un om ar câștiga toată lumea, dacă s-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul? Dragii mei, noi suntem o trinitate. Dumnezeu a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Nu atât fizic, deși Dumnezeu când s-a descoperit oamenilor, s-a arătat sub forma unui om, ci mai mult sub forma unei trinități. Pavel spune 1 Tesalonicen 5:23: și Dumnezeu, păcii să vă sfințească El însuși pe deplin,
și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului. Amin? Amin. Ei bine, sufletul ăsta care l-ai tu în tine este de o valoare extraordinară. Dumneavoastră ați venit la Torino mânați de nevoie și nu vă acuză nimeni că încercați să îngrijiți de familiile voastre și încercați să puneți acolo o deoparte ceva. Poate mâine poi mâine vă duceți în țară, nu știți ce vă așteaptă acolo. Ei, în Torino sunt oameni foarte bogați, am înțeles. Sunt patroni care nu mai știu numărul banilor. Dacă tot Torino ar fi a tău și toată Italia ar fi a ta, Dumnezeu mi-a îngăduit și am circulat mult pe pământul acesta. Cred că am fost în aproape toate țările din Europa. Am fost în America, am fost în Canada, am fost în Israel, am fost în Australia, am fost în Dubai. Ei bine, bogății, lucruri ce fascinează, ce încântă ochiul, toate acestea la un loc au o valoare mai mică decât în sufletul tău. Ce-ar folosi un om să câștige toată Italia, toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau și-ar pierde sufletul? În seara aceasta vreau să mă adresez sufletelor dumneavoastră. Să vă spuneți că sunteți de o importanță extraordinară. Oamenii ne tratează cum ne tratează. Politicienii își bat joc de noi. Oamenii de știință nu ne întreabă nimic. Nu ne cer părerea ce facem când se subțiază stratul de ozon, cu încălzirea globală și alte. Noi ne vedem de treaba noastră. Dar noi avem un suflet care e extraordinar de valoros. De aceea Scriptura, când s-au adăugat 3.000 de suflete la pocăință, scrie. Și când se întoarce un singur om, acolo scrie. Mă gândeam la bucuria care încerc. Când un singur păcătos se întoarce la Dumnezeu, e mare bucurie. Dar eu am pus 3.000 de bucurii. 3.000 de cântări împreună. Vă dați seama ce sărbătoare era Rosarim. Doresc pentru cei care suntem aici din seara asta să ne hotărâm mai mult pentru Domnul. Amin. Și dacă cineva încă nu-i hotărât, nu vă pune rământ cu Dumnezeu, Dumnezeu să-L ajute. Amin. Amin. Intrăm în... să parcurgem textul pe care l-am citit. Și pentru început, eu m-am oprit la activitatea lui Pavel. Așa cum e descris el aici. Pavel, un prigonitor de frunte, în top primul era Pavel. Pavel, un om care știe să lege, care știe să bată, spunea lui Agripa, eu mă sâlneam să-i fac să hunească. Intram prin casă și legam bărbați și femei. Și ce dacă e însărcinată? Și dacă e bolnavă? Și dacă, ce dacă un bărbat e bătrân și abia merge? Și ce dacă rămâne o casă de copii? Eu îi legam, îi duceam la Ierusalim să fie judecat. Și când erau condamnați la moarte, spune Pavel, și eu îmi dam votul. Când l-au ucis cu pietre pe diaconul Ștefan, el păzea hainele martorului, că oamenii s-au dezbrăcat și au spus să nu ne pierdem pe unul bundița sau haina, să ne păzească. Ce bun dacă murea un sfânt, să nu-și pierdă ei lucrurile. Și Saul s-a învoit să ne păzească hainele. Asta era activitatea lui Saul. Așa ne-l descrie Scriptura pe Saul ăsta. Un om parcă fără inimă, un om foarte dur. Hai să ne uităm la declarația lui Saul. În Fapte, capitolul 23, cu versetul 1, înaintea Sinedriului, el spune, fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua de azi. Cum se împacă astea două lucruri? Biblia îl prezintă ca pe un om care leagă, ucide, dacă vreți să-ți dă votul la ucidere, care face atâta rău și are curajul, dar el când spune acum, declarația lui demnă de încredere, că era pocăit sau deja, el nu a spus minciuni. Și când face la referire asta, îi referire la toată viața lui. Eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu. E bine, întrebarea mea a fost, cum se împacă faptele lui Saul cu declarația lui Saul? Și tot gândindu-mă la lucrurile acestea, am găsit o explicație în 1 Timotei, capitolul 12 și versetul 13, spunea Saul așa, mulțumesc lui Dumnezeu care m-a găsit vrednic și m-a pus în slujba lui, versetul 13, măcar că mai înainte eram un hulitor,
un batjocoritor și un prigonitor. Dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. În viața fiecărui om, ăsta e primul gând care am pentru dumneavoastră, în viața fiecărui om, până el are loc nașterea din nou, până încheie legământ cu Dumnezeu, există o perioadă sau o vreme de neștiință. Și Pavel spune, exista în mine, eu lucram din neștiință. Iar perioada asta de neștiință intră sub incidența articolului de fapte 17:30. Că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se... Amin, Doamne ajută! Amin. Dar de ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Vorbea de Domnul Iisus. Există o vreme de neștiință. Și acum vreau să stau de vorbă mai îndeaproape cu voi. Cine intră oare sub incidența acestui articol? Pentru că în Eclesiastul capitolul 3, versetul 11, la creație, Dumnezeu pune ceva în noi. În Romani capitolul 2, versetul 14, la creație, Dumnezeu pune ceva în noi. Acolo în 3:11 spune că Dumnezeu a făcut toate lucrurile frumoase la vremea lor și a pus în om și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea lui Dumnezeu. Un lucru care l-a pus Dumnezeu în toți oamenii, din Groenlanda și până în Australia, în toate culturile, în toate popoarele, Dumnezeu în fiecare om a pus gândul veșniciei. În cultura tuturor popoarelor, religia lor, egiptenii când îngropa un prinț, un faraon, îl îngropa împreună cu suită, cu arme, cu cai, că dincolo el va fi tot prinț. Indienii din America toți trăiau cu speranța aceasta, că ei vor vâna mereu dincolo pe plaiurile veșnice. Alții au teoria reîncarnării, că nu murim, dar ne reîncarnăm. Adică se repetă ciclul vieții. În fiecare om, Dumnezeu a pus gândul veșniciei. Amin? Amin. Și ce fim în Romani, capitolul 2, aminteam versetul 14, vreau să-l citesc. Când neamurile, Pavel vorbește de evrei, vorbește de tablele legii, vorbește de muntele ăla cuprins de foc, vorbește de superioritatea poporului Israel și dintr-o dată Pavel trece bariera și dincolo de evrei ajunge la neamuri și spune ceva și despre neamuri. Pe că neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile lege. Prin aceasta ei care n-au o lege sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei și Dumnezeu a pus în noi conștiința. În fiecare din noi un tribunal și gândurile se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele până în perioada când îl cunoști pe Domnul. Și în vremea de neștiință, aceste două lucruri lucrează în om. Atunci, întrebarea mea este următoare. Un ateu, care nu crede în Dumnezeu, dacă merge să dă în cap la altul, știi, e rău? Dar hai să vorbim de copiii de pocăiți, că aici punem problema. Născut într-o familie de pocăiți, crescut în adunare, face 20 de ani și pleacă în Italia, nu încheie botezul, nu încheie legământ. În Italia păcătuiește de-a binelea, vine la 30 de ani în adunare de unde a plecat, cere botezul și noi îi spunem, Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință și mă întreb,
îi vreme de neștiință sau nu-i vreme de neștiință. Dacă e vreme de neștiință, Dumnezeu le iartă. Dar dacă nu-i vreme de neștiință, când încheie un om botezul, este iertat sau nu? Ei bine, după cuvântul Scripturii este iertat. Dacă un om se căiește, se pocăiește cu adevărat, își mărturisește păcatul, se vede în el acea naștere din nou și el cere botezul, mergem în Roman capitolul 6 la simbol, sau dacă vreți la Petru 3:21, icoana aceasta închipuitoare. Și simbolul spune, cufundarea în apă e moartea omului vechi și când ieșim din apă, ieșim un om nou la viață împreună cu Hristos. Deci și aceștia care au fost în vreme de știință, dar au păcătuit, în momentul botezului sunt iertați. Dar, există un dar. Când am vorbit de mărturisirea păcatelor, acolo e mult de vorbit, am atras întotdeauna atenția oamenilor un lucru. Dumnezeu ia de la noi acuzația. 1 Ioan 3:21. Dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Dar dacă ne osândește, păi scăpăm de osândire, nu? Isaia 59. Păcatele noastre au pus un zid de despărțire. Și cum spargem noi zidul ăsta? Prin mărturisire. În momentul când ne-am mărturisit păcatul, Dumnezeu ne-l iartă, nu mai dă voie diavolului ca să ne acuze, nu mai are puterea acuzării, dar nu ne-l șterge din memorie. Țineți minte. Din memorie nu șterge. Eu n-am fost bătăuș. Că așa am fost educat. Chiar dacă sunt din Bosanci. N-am fost bătăuș. Dar mi-aduc aminte prin clasa 11-12, jucam fotbal, unul m-a pus pedică și m-am uitat la el, mai mic ca mine și am tras un șut. Că m-am gândit că l-aș putea bate, dacă era mai mare, nu-i trăgea. Nervos, băiat, în liceu, de la fotbal. Ei bine, cu băiatul ăla, eu stăm în cameră. După 30 de ani, m-am întâlnit cu el. Nu l-am văzut 30 de ani. Eu sunt mecanic locomotiv, am fost, am ieșit la pensie din bătrânețe, și când am ajuns cu trenul în Ilva, mi-a venit schimbul. Și din două vorbe, el spune, tu n-ai făcut școală la Brașov? Da. N-ai fost între 12 de ani? Da. Nu te chema Dragoș? Da. Mă, pe mine mă cunoști? Nu. Era mai înalt așa cu un cap ca mine și-o luat în spate, voinic. Eu Sechele Gheorghe, măi. Când m-a spus că-i Seche, mi-a auzit aminte că lui i-a tras cu piciorul. Dar n-am mai vrut să-i aduc aminte. Acum. Atunci a intrat cu piciorul. Am fost prieten cu el, am terminat liceul, Dumnezeu m-a iertat, am luat botezul, dar țin minte. Dumnezeu când iartă un păcat, rețineți, îl șterge de pe lista acuzațiilor, nu te mai acuză, dar din memoria ta nu-l ștergi. Dacă tu ca și tânăr născut în adunare pocăită, te-ai dus și ai furat ceva, vii, mărturisești păcatul, iei botezul, Domnul te-a iertat. Dar în arhiva ta, ăla rămâne acolo. De ce? Poate altă dată vom vorbi. Hai să aducem în atenție un verset din Ieremia, capitolul 31, versetul 19. După ce m-am întors, m-am căit. Mi-am mărturisit fără de legile și mă bat pe pulpă. Sunt rușinat și ros de rușine și port o cara tinerețe mele. Efraim spune că după ce m-am întors, după ce mi-am mărturisit păcatele, tot a rămas ceva în conștiința mea. Povoara sau o cara tinerețe mele. Și atunci eu îndemn dragi tineri din familie, din pocăință. Nu-i mai bine să ne păstrăm cugetul curat toată vremea? Nu-i mai bine în arhiva mința, memorie noastră să rămână lucruri frumoase? Un prieten de-al meu, nepot al fratului Bârsan de la Satul Mare, a întrebat, ce mai spui? Mai spune ceva? Și el spune, Costel, așa se trăiește în viață, ca într-o zi când vei avea timp și te vei uita în urmă, să nu-ți fie rușine de nimic ce ai făcut. De aceea eu vă îndemn în această seară pe toți, care sunt, nu cunosc
foarte puțin un frate de acolo și pe frate cel de acolo, care a mai cântat noi. Eu am îmbătrânit mai tare ca ei. Nu vă cunosc, n-am nicio familie din Bosanci. Prima dată în Torino, greu am venit, că avem din lucru acolo la noi. Dar nu vă cunosc pe nimeni. Dar noi beneficiem de iertarea lui Dumnezeu, de grațierea lui Dumnezeu, de acea vreme de neștiință. Dar atunci când vorbim de păcatele morale, ține minte, păcatele morale ele rămân magazinate în mintea noastră și ar trebui să avem un cuget curat. Pavel a păcătuit, Pavel a greșit, dar el spune, eu lucram din neștiință, necredință, dar erau niște lucruri legate de religia lui, nu de moralitatea lui. Pavel nu fura, Pavel nu curvea, Pavel nu da în cap la nimeni gratuit. El astea toate le făcea în numele religiei. Aici există o vreme de neștiință, chiar dacă unii oameni îl cunosc pe Dumnezeu. Vă dau un caz. Într-o anumită religie se practică rugăciunea către Sfinți. Și spune, nu poți veni la Dumnezeu tu direct. Trebuie să te rogi la Mama Domnului, la Sfântul Anton, la Sfântul Grigore. Ei bine, oamenii ăștia sunt bine intenționați, dar ei așa cred. Eu le spun, oameni buni, asta e vreme de neștiință. Când Timotei 2:5 scrie că există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Omul, Iisus Hristos. Pentru ei, asta da, e vreme de neștiință. Unii merg pe rugăciune pentru morți și fapte ca să-i salveze sufletul. După ce moare un om, familia prinde, face multe pomene, multe praznice. La ei vreme de neștiință. Când Apocalipsa 22 spune, am văzut niște, un scaun mare de domnie, mare și alb, și pe cel care stă pe el, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care e cartea vieții, și fiecare era judecat după faptele lui. Nu după faptele nevestei mele, a copiilor, a cumătrului, dar pentru el asta îi vreme de neștiință. Și putem continua că în domeniul religios, și Pavel aici era în vreme de neștiință și lucra în necredință. Ceilalți, pe baza Evangheliei vă spun, sunteți iertați când real v-ați pocăit, când v-ați căit și v-ați întors la Dumnezeu, dar o cara tinerețe va rămâne. Și judecata fraților va rămâne. Am înțeles că sunteți mult moldoveni tare de acolo din Bucovina. Ei, de acolo vin și eu. Am venit la noi un frate și-a predicat, domnule, o pocăință super, extraordinară. O pocăință care cred că nici ei nu pot ține. Și un frate spune, mai bine o predicat. Eu mi-aduc aminte de el un lucru. Era născut în familie de pocăiți și venea la noi biet la casa de adunare și nu mai spun ce făcea acolo. Deci eu am imaginea aceea, l-o fi iertat Dumnezeu. De câte ori îl văd la un bol, îmi aduc aminte de gestul acela, că asta nu, asta rămâne. Odată o soră îmi spunea, o soră sinceră, că băi, un păstor din politețe a prins o femeie undeva, era la frizerie și ocupat-o. Și când au văzut, făcând act în adunare, băi, eu nu văd că face cina. Eu văd cum o strânge în brațul pe cei și o pupă. Pentru că astea lucruri rămân în memorie, dragii mei. Ei, când tu, băiat de pocăit, intră în crâșmă, bei, fumezi, curbezi, furi și faci altele, să știi că alții te vor vedea. Și odată predica fratele Vasile Iacoban, știți, sunt din Cajoan aici, predica odată și spunea, băi, ce să înțeleagă copiii mei de la voi? Că ai voie de tână să dai o roată așa prin lume, să te distrezi, să faci de toate și la urmă să vii la adunare, să te pui în prezbiter și să ai o pocăință de numai. Asta să-i învățăm pe copiii mei? Nu. Noi pe copiii noștri învățăm să aibă un cuget curat. Amin. Să trăiască în curățenie de inimă. Dumnezeu să ne ajute. Amin? Amin. Dragii mei, primul gând care l-am avut legat a fost de vremea de neștiință. Cu explicațiile care le-am primit și eu de la Domnul. Al doilea gând l-am legat de lumina aceea care l-a cuprins pe Saul. Ne-am luptat noi.
Oricât am explicat noi, oricât evangelizări am face, oricât de frumos ați cântat voi, ați cântat foarte frumos, un om nu înțelege lucrarea lui Dumnezeu până nu vine de la Dumnezeu lumina aceea. Și dacă mă rog pentru ceva în seara asta, mă rog vouă ca Dumnezeu să ne dea lumina lui în cer. Deodată, după ce au parcurs aproape 220 de kilometri, câteva zile călare pe cai și obosiți, deodată o lumină strălucită în jurul lor. O lumină puternică venită din cer. O lumină care a orbit ochii de afară și a luminat ochii inimii. Efeseni 1:18. Și mă rog Tatălui Domnul nostru Iisus Hristos să vă lumineze ochii inimii. Să ne lumineze Domnul ochii inimii. Amin. Că noi ne educăm copiii și mie Dumnezeu mă da copii după 13 ani. Că n-am făcut nimic ca să nu am și n-am făcut nimic ca să am, Domnul mi-a dat în urmă câțiva copii. E bine, eu îi educ, mă rog de câteva ori pentru ei. Dar întotdeauna mă rog, Doamne, lumina Ta din cer. Amin. Când o pui peste ei, ei te înțeleg. Rugați-vă, cere lumina asta de la Domnul și Dumnezeu să le-o dea. Lumina asta, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 5 și versetul 9, e adevărata lumină care luminează pe orice om venit în lume. Acum de sărbătorile de iarnă, multe lumini s-arătau pe cer. Petarde și jocuri de artificii și focuri care ar câteva secunde și se stâng. Eu mă gândeam, oare, cum a făcut Dumnezeu cerul ăsta? Ce a aruncat el acolo că stelele cele ard de mii de ani și nu se mai stâng? Asta e puterea lui Dumnezeu. La Dumnezeu este lumina, dragii mei, și lumina aceasta să ne-o dat Domnul în familiile noastre. Să ne-o dea Domnul biserica noastră. Ce face lumina? Lumina luminează pe orice om venit în lume. Când lumina aceasta pătrunde într-un om, spune în Efeseni capitolul 5, versetul 12 și 13 și în continuare, că lumina aceasta dă la iveală toate lucrurile. Acolo în inima ta tu ai un colț întunecat, ai mizerie, ai murdărie, ai lucrurile ascunse de bărbat, de nevastă, de comitet. Dar când vine lumina lui Dumnezeu, lumina aceasta le descoperă. Hai să citim aceste versete din Efeseni, din capitolul 5, și cuvântul Domnului spunea așa, că ce este rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Dar ce fac ei în ascuns? Iov, capitolul 24, vreau să citesc câteva versete, unde cuvântul Domnului spune așa, alții sunt vrășmași ai luminii, nu cunosc căile ei, nu umblă pe cărările ei. Și acum ce fac oamenii ăștia, vrășmași ai luminii? Ucigașul se scoală revărsatul zorilor, ucide pe cel sărac și lipsit și noaptea fură. În întunericul spiritual sunt ucigașul. Poate n-ai dat în cap la nimeni încă. Dar cine urăște pe fratele lui este un ucigaș. Umblă cu ochii închiși, nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Cum stați cu relații de frățești? Nu știu. Și nici Domnul nu vă arăta nimic. Dar dacă cineva are un resentiment, are ură împotriva cuiva, în colțul ăla tău de inimă întunecat, aș vrea să intre în seara asta lumina lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului mai departe, următorul verset. Ochiul prea curvarului pândește amurgul. Nimeni nu mă vede, zice el, și își pune o mătramă pe față. Un alt păcat făcut în întuneric e păcatul sexualității. Este curvia care este în top între toate păcatele și care... Nu vorbesc de curvie. Am vorbit doar la multă predică numai despre curvie. Și a spus un frate, dragul, și asta e predicatul. Nu spune acolo curvia sau necurăția sau lecomia. Nici să nu fie pomenit între voi. Voi să nu fie pomenite, că să nu fie. Adică să nu fie înfăptuite, nu că să nu vorbim. Ei bine, păcatul ăsta se propagă. Păcatul ăsta are reclamă, să știți. Un alt demnitar s-a căsătorit a cincea oară cu sobor de preot.
un mare sportiv român s-a căsătorit la a patra nevastă, dar nu l-a putut cununa preotul că nevastă s-a penticostală. Și nu mi-a pus idei în cununia, dacă o fi penticostală sau nu. Sau e o cară diavolul care o aruncă asupra bisericii. Ei bine, dragii mei, astea păcate, la păcatele astea se face reclamă. Și cu durere o spun că de multe ori facem noi reclamă prin ținuta noastră, prin îmbrăcămintea noastră, prin gesturile noastre. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amen. Ei, ce se întâmplă în întuneric cu acesta, vine Biblia și spune: noaptea spar casele, ziua asta am închiși, să tem de lumină oamenii ăștia. Că ce rușine numai să spunem ce fac ei în întuneric. Dacă ai un colț întunecat al inimii, poate ești pocăit de mai multă vreme. Dacă lucruri din acestea te-au afectat, ură, sexualitate, lăcomie sau hoție, hai să rugăm în seara asta pe Domnul să trimite lumina lui Dumnezeu. Lumina asta când vine, ea descoperă lucrurile acestea. Apoi în versetul următor spunea: dar toate aceste lucruri când sunt osândite de lumină. Vine lumina și te osândește. Vine lumina și spune: tu ești căsătorit, n-ai voie să te uiți după nevasta altuia. Vine lumina și te osândește, tu ești femeie măritată, n-ai voie să te îmbraci în decer. Vine lumina și la tine și spune: voi trebuie să fiți ascultători de părinți. Și lumina asta acuză păcatele noi. Și vine când ne acuză. Că lumina scoate la iveală, lumina ne osândește și ne pune să luăm o decizie înaintea lui Dumnezeu. Și lumina aceasta, apoi spunea Iov, capitolul 29, versetul 3, călcam de la lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric. După ce lumina face lucrurile astea, te descoperă. După ce lumina te judecă și te condamnă. Apoi, după ce iei o decizie corectă înaintea lui Dumnezeu, lumina asta te călăuzește. Să ne dea Domnul lumina aceasta. Amin. Cuvântul tău, 119-105, este o lumină pe cărarea mea. Să ne dea Domnul lumina aceasta tuturor, frate. Și cum ne luminează? Mergem în 2 Corinteni, capitolul 4, Apostolul Pavel spunea următoarele. În versetul 6, că-i Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, le-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina slavei, cunoștinței slavei lui Dumnezeu. Dintr-o dată lumina asta ne dă cunoștința de Dumnezeu. Cum ne dă cunoștința de Dumnezeu? În versetul 4, prin lumina Evangheliei, și în Romani capitolul 9, versetul 1, spunea Pavel: cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Ne luminează Domnul prin cuvântul Evangheliei și prin Duhul Sfânt. Să ne lumineze Domnul. Amin. Odată vine omul în zbor, iute, omul Gavril. În Daniel, capitolul 9, versetul 22. Știți cine era Daniel? Ați auzit de împărăția Babilonului? Acea cetate pătrată cu o latură de 44 de kilometri. O cetate care avea ziduri de la 80 la 110 metri. Și latură de 20 de metri. O cetate care avea pod de 30 de metri peste apă, avea canal subteran din Palatul Imperial la templul zeului Marduk. O cetate care avea rezerve de apă și grâne pentru 20 de ani. O cetate inexpuzabilă, nu se putea cuceri. O cetate în care era cultivată filozofia, științele exacte. Legi stabilite în Imperiul Babilonian sunt valabile și astăzi. Din astronomie, din matematică, din geometrie, din medicină și astăzi noi beneficiem de știința lor. Dar în fruntea tuturor acestor haldei înțelepți era un om, căpetenia lor, cu numele de Daniel. O recunoscut împăratul și nevastă sa, în omul ăsta e Duhul Dumnezeilor celor vii. Și revin la Daniel 9:22. Daniele, am venit să-ți luminezi mintea și să te învăț. Nu e o ofensă? Nu e o jâhnire? Că la noi a luat unul bacul cu 7 și nu mai poate de deștept. Are 2 școli, știe tabla mulțării cu 7 și gata, el ne știe pe toate, nu se mai lasă învățat. Daniel, cel mai înțelept din imperiu, vine un înger al Domnului, spune: Daniel, încă ai nevoie să-ți luminezi mintea.
să ne lumineze mintea și nouă, amin? Mai avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu? Prepastia imensă. Creierul omenesc lucrează de la 11 la 13%. Un Einstein, Eminescu și nu știu mai care. Că prin căderea în păcat a fost limitat. Dar la Dumnezeu e toată știința. Gândurile Lui față de gândurile noastre sunt așa ca cerul față de pământ. Să acceptăm pe Domnul să ne învețe. Amin? Dacă doresc ceva vouă, nu v-am văzut poate niciodată. Îți prima dată în adunare, asta îndată plec. Și vreau să vă fac o urare. Și fac o rugăciune, Doamne, lasă lumina Ta să ne lumineze. Aș vrea continuare să spun că această lumină aduce o teamă sfântă. Aduce o teamă reverentă. Când Daniel s-a întâlnit cu Dumnezeu, a căzut ca mort. L-a luat în mâna Domnului și l-a pus așa ca un dobitoc pe mâini și pe picioare. Sau, înarmat cu scrisori, cu armată după el, a căzut și a început să bâșbuie. Gândiți-vă la Ezechiel, ultimul verset din primul capitol. Gândiți-vă la Ioan, care noaptea cine o sta cu tâmpla pe pieptul Domnului Iisus. Și acum, în ziua Domnului, în Duhul, și l-a văzut pe Hristos, umblat prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur și avea în mâna dreaptă 7 stele. Era îmbrăcat cu o haină albă până la pământ și încins la piept cu un brâu de aur. Părul lui era alb ca lână, capul lui era ca zăpadă, ochii ca pară focului, picioarele ca rama aprinsă și topită într-un cuptor. Când n-am văzut, am căzut ca mort. Altădată au fost așa intim, așa prieteni, așa s-a culcat cu capul pe pieptul lui în noaptea cinei, dar lumina aceasta aduce o teamă sfântă, o teamă reverentă. Când l-am văzut, am căzut ca mort. El s-a pus mâna peste mine și mi-a spus, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Baza credinței noastre stă în moartea și învierea Domnului. Slăviți să fie Domnul Iisus. Știi, pe mine mă deranjează câteodată în adunări, când oamenii păcătoși, scrie Psalmul 1, cel rău nu poate ține capul sus. Și stau păcătoși cu capul sus, zâmbesc, bine, mersi, să îi spui o plumbă, râd cu gura până la urechi. Odată eram în Botoșana o evanghelizare și pe prima bancă era o femeie cu cercei, cu mărăcele, o bătrânică. Și așa se bucura și era de acord. Dar nu-i mai ceva, nu-i bun. Dar odată am furat un brăvit. Asta am fost prieten bun cu Dumnezeu, să știi. Odată am furat un brăvit, era o căsătorie, fata de la noi, băiatul din un brăvit. Dacă vreți spunea cu el, primar, la urmă. Și am fost chemat, dacă eram cu mireasa, să predic Evanghelia. Înainte de mine, frate, Viorel Candrean a făcut prezentările. Pe primele două bănci, salutăm în mijlocul nostru pe domnul director general al regiei apelor, pe domnul director general al nu știu care, pe domnul senator, pe domnul ministru secretar de stat, pe ministrul de finanță, nu știu cum. Erau cu nevestele, tot ștaful ăsta, mult din demnitare, țări, două, trei bănci erau acolo. Știți despre ce am predicat? La nuntă? Despre judecata viitoare. Când m-am gândit eu, cu iubire, cu supunere, mai prind eu doi miniști. Dar pe ăștia, când mai prind, să le spun în judecata viitoare. Și-am vorbit, m-am dus frumos în Apocalipsa, nunta Mielu, dar am spus că înainte de nunta Mielu are loc ceva. Înainte de capitolul 19, capitolul 18, nimicirea Babilonului și judecata Babilonului. Și-am predicat despre asta. M-am dus la masă și vine la mine senatorul Constantin Gheorghe. Dă mâna cu mine și mă felice, spune, Doamne, aveți așa un har de la Domnul, așa ceva, așa de bine m-am simțit astăzi eu. Și eu am pus capul în jos, așa, domnule senator, eu am greșit? El spune, nu, unde am greșit? Păi, domnule, eu am predicat ca să nu te simți bine. De asta am predicat eu. Dacă tu te-ai simțit bine cu păcatele tale, cu politica ta, cu viața ta, eu nu mai ating scopul. Eu am vrut să te pun pe tine în fața Evangheliei și în fața judecății lui Dumnezeu. Și el spune, o, nu, liniștiți-vă, așa că astăzi niciodată nu m-am cercetat. Când se prezintă Duhul Sfânt, când vine din cer lumina aceea,
În om se produce o frică, se produce o teamă reverentă, să ne-o dea Domnul tuturor. Amin? Amin. Apoi lumina aceasta ne face să abdicăm. Lumina ne face să renunțăm. Monument de știință era Pavel. Monument de cultură. Studiază la picioare lui Gamaliel, nepotul lui Hegel, vestit la școală iudaică, da? Și când se întâlnește cu lumina asta, Saul cade la pământ și în colbul acela din drum rămâne toată știința lui. Știți, unii nu pot primi pe Domnul că sunt prea înțelepți. Au studiat prea mult și sunt prea raționali. Când vine lumina de sus, oamenii renunță la știința lor. Și Pavel spunea Timotei, pe nedrept numită astfel. Acolo în colbul drumului au rămas toată religia lui Pavel. El spune în Galatin, eu eram mai înaintat decât toți cei de o vârstă cu mine și eram plin de râvnă pentru datele și obiceiurile strămoșești. Dacă s-a întâlnit acolo cu Hristos, acolo a rămas totul. Acolo a rămas voința lui. Și omul ăsta care era atât de aprig, la un moment dat a mai putut să îngâne ce trebuie să facă. Aș vrea în seara asta să spui și tu întrebarea, luminat de Duhul Sfânt, ce trebuie să faci în seara asta înainte? Cu mizeria care o ai în viață, acolo se pătrunde lumina în seara asta. Amin. Să te osândească, de asta a venit aici. Și să-ți dea o călăuzire pe drumul drept. Pavel a renunțat la toată puterea lui, la toate planurile lui. Și tremurând a spus, ce trebuie să fac? Puneți în mod serios întrebarea aceasta. Am vorbit, dragii mei, despre vremea de neștiință din text. Am vorbit despre lumina asta pe care încă o cer și o rog și o cerșesc, dacă vreți, de la Dumnezeu. În al treilea rând aș vrea să vorbesc ceva despre slujitorii Domnului. Despre călăuzirea care trebuie să o aibă. Ce trebuie să facă un om al lui Dumnezeu? Păi în primul rând să se roage pentru prigonitor, da? Matei 6, 44, 45. Binecuvântat pe cei ce vă blasfemă și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Dar vine acum Anania, un om temător de Dumnezeu și plin de Duhul Sfânt. Și îi spune Dumnezeu, Anania, da, Doamne, du-te în cetate pe ulița care se cheamă dreapta, la unui acolo stă un om, Saul, el postește să roagă și a văzut pe un om punându-și mâine peste ei. Și acum, omul ăsta îi spune, Doamne, știu tot răul pe care l-a făcut omul acesta la Ierusalim, dar și aici are putere. Aș vrea să vă spun că un om al lui Dumnezeu trebuie să fie călăuzit de Duhul Sfânt. Amin. Amin? Amin. La începutul lunii decembrie, anul trecut, împreună cu fratele Virgil Neagă, acolo la Vansu, era o conferință și tema era călăuzirea prin Duhul Sfânt. Nu știu care a fost din dumneavoastră acolo, nu vreau să repet predica, dar să vorbim de călăuzirea Duhului Sfânt la nivel personal, de călăuzirea Duhului Sfânt la nivel de familie, și de călăuzirea Duhului Sfânt la nivel de biserică. Eu ceea ce rog pe Dumnezeu este ca Dumnezeu să ne călăuzească prin Duhul Sfânt. Amin? Amin. Pentru că oamenii pot fi călăuziți și de firea pământească. 2 Corinteni 10 cu 3, Pavel spune, măcar că trăim în firea pământească, noi nu umblăm călăuziți de firea pământească. Dar în Romani 8 cu 14 spune că toți care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Aici la Torino și slujind în adunare și viețuind la tine în casă, ai posibilitatea să fii călăuzit odată de firea pământească și odată să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Tu de ce ești călăuzit? Te-ai gândit în modul cel mai serios, ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, pentru că eu mă surprind pe mine toată călăuzit de fire. Anania, om temător de Dumnezeu, se lasă călăuzit de fire. Anania, tu te roagă-te, Doamne, eu știu că firea din mine știe ceva. Eu știu că spune, asta e firea ta, dar tu lasă-te călăuzit de Duhul. Du-te și pune-ți mâinile peste el. De ce oamenii, totuși, se lasă călăuziți de fire? Eu mă văd câteodată călăuzit de fire, să știți. Din două motive. Unu, pentru că trăim în firea pământească. Noi trăim în firea pământească, dragii mei. Și oricât am vrea, noi nu scăpăm de firea asta pământească. Firea pământească, Romani capitolul 8, versetul 3, căci lucru cu neputință lege,
întrucât firea pământească îl făcea fără putere și a pus un asterix acolo, unul. Carnea, aici și pretutindea. Noi trăim în carne. Noi avem simțămintele noastre, nevoile noastre, avem moștenirea genetică, aceea adamică. Și noi nu scăpăm din firea pământească până nu murim. Că noi trăim în firea pământească. Ei, dar spunea cuvântul Domnului, măcar că trăim în firea pământească. Bine, voi îmi spune că la Ten 5 cu 14, nu? Sau cu cât de acolo? 24. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-o răstihnit firea pământească împreună cu poftele și patimile ei. Cum explicăm versetul ăsta? Că Pavel spune că noi trăim în fire și că spune, el era duhovnicesc. Cum împăcăm astea două versete? Ce înseamnă că ne-a răstihnit firea? Nu ne-a pus carnea pe cruce. Noi nu. Noi mâine mergem la lucru, da? Mâine mergem copiii la școală. Ei, ne-am răstihnit, dacă vreți, numai centru de comandă. Cine comandă în mine? Și patimile și poftele ne-a răstihnit. Dar noi trăim în fire. La noi s-a predicat acum nu de mult despre limbă. Atât au bajocorit oamenii limba asta și atât au judecat-o și atât au ocărut-o. Limba, limba și limba. Și eu zic, fraților, ăsta e sens figurativ. Că n-am văzut încă o pădure aprinsă cu limba. Că limba asta aprinde o pădure mare și în roata vieță, când e aprinsă din focul ghirii. Ați aprins cu unul lemn și focul în focul cu limba? Nu, aici în mod figurativ scrie. Că de fapt nu e limba vinovată. Că limba e o bucată de carne și eu când tai porcul fac totul cu dânsa, da? Ei bine, limba asta atâta. De ce să o cărăm limba? Știți cine e vinovat? Centrul de comandă. Cine comandă limba? Că dacă e comandat de Duhul Domnului, cântăm vorba fratelui Sucală. Mă, o cărâm, mă jocurim, nu ne putem ține limba și la urmă cântăm cântarea, o, de-aș avea eu limbi, o mie. Dar tu una nu o poți înfrâna de mine. Ei bine, dacă Duhul Sfânt îi călăuzește, îți trebuie o mie de limbi. Să-i mulțumesc, să-l laud, să-l mijlocesc. Dar când e firea, e problemă cu limba. Știți? Un alt exemplu ca să înțelegem cât e de importanță călăuzirea. Românii, până la 23 august 1944, au bătut în Corul. Unde, unde sunt ruși? În Corul. Și au trecut Prutul și au mers la ruși. Și soldați cu puștiri în spate. Într-o noapte, românii s-au turnat și au mers în Corul. În partea cealaltă. Și eu am spus, divină-ți bocanci. Puneam în vârfurile încolo, bă, ce bocanci capricioși. Și de-am cu vârfurile încoace. Îți bocanci divină? Nu. No. Nici măcar soldață. Știți unde s-o da comanda? La comandamentul suprem, la centru de comandă. Noi trăim în firea pământească, în carne, până ne îngroapă alții. Dar am răstihnit poftele și patimile. Nu mai umblăm călăuziți de fire, umblăm călăuziți de Duhul. Să ne ajute Dumnezeu. Amin? În al doilea rând, de ce unii se lasă călăuziți de fire? Pentru că firea nu-i numai rea. Firea e ca o monedă cu două fețe. Are o fațadă bună firea. Firea poate fi morală, firea te poate face un bun familist, firea te poate facă să dăruiești milostenii, să ai un vocabular elocvent, să fii bun. Asta le are firea. Și dați-mi voi să vă spun, firea poate predica și predică frumos, firea poate cânta în adunare și cântă frumos, firea face milostenii, firea se roagă, că Domnul când spune fățarnicilor, doar ei nu erau plini de Duh, fățarnicii erau plini de fire, dar firea are o față frumoasă. Și noi ne îndrăgostim de fața asta, uitând că aceeași fire are fața cealaltă. Galateni 5, da? Și faptele firii pământești sunt cunoscute și acestea sunt. Curvia, prea curvia, necurăția, patima, pofta, îmbuibările, vrăjbile, vrăjitorii, cetul de partidă, pisme, închinări la idol și multe și altele ca astea. Să știi că omul ăla care predică din fire, din firea lui bună, într-o zi s-ar putea să le facă și pe celălalt. Că firea nu te ia.
N-ați văzut câte un om din sat nipocăit? Spui, domne, e mai bun ca un pocăit, domne. E mai corect ca un pocăit. Și dată vezi că își lasă nevastă să duce la amantă. Dar cu care fire? Cu firea aceea care era bun, cu firea aceea se duce și dincolo. De aceea vă zic în această seară, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Amin? Amin. E foarte importantă cârmuirea. Dumnezeu se angajează să ne călăuzească prin Duhul din cea din tâi zi a vieții. Da? Scrie în Geneza 48:15. Dumnezeu Tatălui meu, Avram, Isaac, îngerul care m-a călăuzit din cea din tâi sau de la nașterea mea. Îngerul Domnului ne călăuzește, Dumnezeu ne călăuzește prin Duh că suntem copii în virtutea sfințeniei părinților. Că dacă unul din părinții credincios, copilului sfânt, când ajungem să deosebim binele de rău, fiecare trebuie să ia o decizie. Și ne călăuzește Duhul Domnului de la naștere până în Isaia, nu? Câte vor? 4:6-3-4. De la nașterea ta te-a purtat în spate, de la o vârșie tata te-am purtat pe umăr, până la căruntințele tale voi fi cu tine, până la bătrânețele tale te voi sprijini. Te-am sprijinit și vreau să te mai sprijin. Amin? Amin. Astea făgăduințele Domnului. Și călăuzirea aceasta are un caracter permanent. Isaia 58:11. Te voi călăuzi neîncetat. Îți voi hrăni sufletul în locuri pustii. Voi da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină binevutată, ca un izvor ale căror ape nu seacă. Putem spune amin? Amin. Adică Dumnezeu să ne călăuzească neîncetat. Dragii mei, eu îndată închei predica, nu știu când. Îndată închei predica, dar vreau să vă spun un lucru. Dacă n-ai o lumină de la Dumnezeu, nu fă niciun pas necugetat. Dacă nu ți-a spus Dumnezeu într-o privință, mai bine să stai decât să faci o greșeală. Călăuzirea aceasta trebuie să o avem neîncetat. Că David este unul din oamenii care au întrebat pe Domnul, Psalm 143, versetul 10, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea ta cea dreaptă. David mereu a întrebat de Domnul. Aduceți-vă aminte când o arții glavă, când o vin apoi și nevastă copiii în rog și calavărâturile luate, și David a plâns până nu a mai putut. La urmă s-a îmbărbătat și a strigat, Ahimaț, adă-mi efodul. Și eu a dus efodul și a întrebat pe Domnul să mă duc. Du-te, că voi da totul înapoi. Aduceți-vă aminte de bătăria din Valea Refaim. După ce a bătut prima dată pe filisteni, întreabă a doua oară, Doamne, să mă duc? Când îi auzim un cuie de pași, du-te, că sunt cu tine. Aduceți-vă aminte de câte ori a întrebat David pe Domnul și de fiecare dată Domnul i-a răspuns. Și acum vă pun un exemplu. În Samuel 11, David doarme de amiază, Ioab fiul țărui bate laba fiilor lui Amon, el face o plimbare și vede în vale o nevastă a lui Urie Hetitu, o femeie tare frumoasă. Și trimite un slujitor, du-te și mi-o adă și păcătuiește cu ea. Eu mă întrebat, David, de ce n-ai întrebat pe Domnul? De ce n-ai spus, Ahimaaț, adă-mi efodul? Și Dumnezeu spunea, nu, David. A fost o pată pe obrazul lui David. Să n-avem pete pe obraz niciodată. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea. Și în paranteză, i-a pus afară din întâmplarea cu Batșeva. Asta nu-i după inima lui Dumnezeu. Și mai am o remarcă, un amănunt, de fiecare dată îl spun. Eram la Sfântul Ilie, la un program cu tinere, eu eram în balcon. O predicat trei băieți. Și a fost dat textul ăsta, păcătuirea lui David cu Batșeba, nevasta lui Urie. Și a ieșit primul și a predicat, a ieșit al doilea, a predicat, când a ieșit al treilea, sunt fraților, eu sunt pocăit numai de 3 ani de zile. Era un băiat așa înalt, poate nu trebuia să predic, nici nu știu ce să predic, dar tot ce l-ați bătut pe David, îl bat și eu, că David merită bătut. Dar n-ar vrea un frate să predice despre nevasta lui Urie Hetitu. Urie Hetitu era în prima linie de război. Bărbatul era unul din vitezi pe listele lui David trecut. Și când bărbatul se duce în război, ieșea crema și pătura și pleacă la plajă. Mi se pare normal să faci o baie publică în văzul tuturor cu bărbatul la război? Mi se pare normal?
Odată trec pe București cu încă trei frați, Axente Octav și Liviu Ujeriu. Intru în casa unui proroc, n-am fost niciodată. Și fără rugăciune, fără nimic, îți spunem, tu te predici împotriva opririi nașterii de copii. Și pentru asta Domnul binecuvintează copiii. Și drept așa predicul. Că trebuie să facem copiii ca ne dă Dumnezeu. La fratele Liviu spunem, nevasta ta se roagă pentru tine mai mult decât te rogi tu. Și la Octava am ceva. Acum ieșim afară și Octav sură. Băi, Jenny, am fost un proroc și unul din noi a avut o lucrare când nevasta se roagă mult pentru dânsul. Cine a avut? Dar el spune, tu ai avut că eu mă rog pentru tine. Și era ora 1 după amiază. Și spune, dar azi te-ai rugat, m-a rugat. Te-ai pus pe genunchi pentru mine? Apoi nu că eu sunt birou, dar am spus, doamne, ai milă de Octav. Apoi nu ești tu. Eu n-am mai sunat. Dar sună Liviu. Draga, așa o cheamă. Unul din noi a avut o lucrare că nevasta se roagă mult pentru el. Tu ești Liviu. Dar de ce spui asta? Liviu, de azi dimineață până acum m-am dus de 4 ori și m-am rugat și am plâns înaintea lui Dumnezeu să fie cu tine. Am făcut 4 rugăciuni până amiază pentru tine. Tu câți erosi pentru bărbatul tău? Și fratele Liviu a plecat în Spania, vreo 21 de zile a stat la stăruință și când am dat acasă copiii, spun, mama, a stat 20 de zile de post. Mânca seara un pic și mi-a spus, băieți, lăsați-mă. Eu vreau să mă rog pentru bărbatul meu, el îi duc la stăruință, îi duc la rugăciune pentru bornac, dați-mi voie să postez pentru el. Cât vă rugați pentru bărbații voștri? Cât postiți pentru bărbații voștri? Și mă întreb, are de-a face astea două femei? Una se duce la plajă și una stă în post și rugăciune. Să ne dea Domnul pricepere, amin? Fraților, vreau să mă apropie din încheiere. Despre călăuzirea Duhului Sfânt îmi place să predic. Aș putea să vorbim poate câteva ceasuri, dar nu-i vremea. Văd că m-ați primit cu mare căldură, aici și eu sunt un pic răcit. Dar aș vrea al treilea gând care l-am avut să spun. Slujitori de aici, oameni, bărbați și femei, umblați cârmuiți de Duhul. Amin? Amin. Și-au venit Barnabă, că ăștia stimeau de Saul. Și-au venit și-au spus, mai vine încoace, uite, ăsta e de-a nostru. Când a început pocăința la Bosanci, eram un vecin de-al meu, l-am prins, a murit la 90 de ani, poate. El a făcut război, lagăr, a venit de acolo și a făcut câțiva ani de pușcărie, pentru o faptă urâtă. După ce a venit din pușcărie, la noi se făcea rugăciuni în fiecare seară, dar cu frică, cu teamă, era pricoană încă. Și când s-au adunat frații la stăruință, tata era acolo, mi-a povestit, tata la 80 ceva de ani mort, și spune, măi, când ne-am adunat noi la stăruință, o intra și bat de zanfir pe ușă. Când a intrat omul ăsta în ipocăit, fratele Axentie spune, hai cântăm o cântare, predicăm Evanghelia, o oprit stăruința. Acum unii filmează și îi dau pe internet. Rușine. Rușine pentru amatorii ăștia. O oprit stăruința, că era om de lume și nu înțelegea. Și când noi ești afară, au spus, voi, cine l-a chemat pe zanfir stanciul? Păi nu-i mai spuneți, că noi ne rugăm, avem manifestările, bucuria, înflăcărarea noastră. Și mâine seară ne întâlnim la cutare. Când s-au adunat acolo, numai ce s-au adunat, intră și el, bună seara, bună seara, mai aveți un loc și pentru mine. Oamenii s-au uitat, au început să bănuiască, a treia seară iară, și moșul Zanfir îl întreabă pe taică, păi Gheorghiță, voi nu cumva vă feriți de mine? Nu cumva aveți secrete față de mine? Și el spune, dar de ce să ne ferim bani de Zanfir? Dar ce avem noi de ascuns? Ca să nu-i spui că nu. Și mă, la mine în fiecare rugăciune era de la 3 la 5 dimineața la noi în sat, că era lui prigoană. La mine în fiecare dimineață vine un înger, bate în geam și spune, du-te acolo la rugăciune. În fiecare, e a 3-a, 4-a dimineață când mă scoală îngerul și îmi spune unde să mă duc. Când au auzit fratele Vasile Axentie, au luat 3 zile de post, și a treia zi a spus, Domnul, este un vas pe care l-am ales, că-i scris numele în cartea vieții. Și fratele Axentie a spus, fraților, nu vă mai feriți de fratele Zanfir. Trebuie să-l botezăm, că e ales de Dumnezeu. Omul ăsta a murit la 90 de ani. Se ruga în adunare cu mâinile ridicate, cânta în alte limbi, așa cum era o splendoare. Dar cineva l-a îndrumat, cineva s-a rugat.
Am fost la Iezer, la mormântarea unui frate, are copii la noi, și la mormântarea aceea, fratele ăsta era un bun proroc. Era un loc de stăruință. Când fratele grădinarul Marcel, păstorul din Dorohoi, a primit Duhul Sfânt, am mai multe mărturii că vecinii au venit cu călețele să stângă casa. Toată casa era cuprinsă în flăcări. Era flacăra Duhului Sfânt. Era un loc deosebit. Și o predica fratele Toadr Cibotaru, are 92 de ani, trăiește, Dumnezeu îl folosește la predică și prorocie. Și la predică i-a spus, știți cum s-a pocăit omul ăsta? Eu eram acasă, eram februarie, eram viscol, frig, nu-ți venea să dai un cățel afară. Și a venit Duhul Sfânt și mi-a spus, du-te la Iezer, la omul cu tare, spune să pocăiască. Și m-am îmbrăcat și m-am dus acolo și i-am spus că trebuie să te pocăiești, l-am botezat, Domnul a botezat cu Duhul Sfânt. Dar dacă spunea că nu mă duc, că noi avem agenda noastră, știți cum s-a înființat adunarea din Guranda? Duhul Sfânt îi spune la fratele Janac Sfinte, în repetate rânduri, ia însoțător cu tine, du-te la Guranda. Nici un pocăit în tot satul. Ajunge în marginea satului, trage la un om și spune, omule, ne-a trimis Dumnezeu la tine să stăm de vorbă. Dar el spune, dacă v-a trimis Dumnezeu, stai să mai chem. Și-a umplut casa, în seara aceea le-a propovăduit cuvântul, i-a botezat și-a pus bazele biserici. Știi ce înseamnă să umbli călăuzit de Duhul Sfânt? Ai șansă, că de multe ori mergem în evanghelizare și n-avem nicio roadă. A Pavel mai târziu a ajuns să fie umplut de Duhul Sfânt. Zic, dar umblați cărmuiți de Duhul. Amin? În al patrulea rând, dragii mei, aduc numai ca un gând, ca o idee și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Am vorbit de vremea de neștiință, am vorbit de lumina lui Dumnezeu, am vorbit de călăuzirea Duhului Sfânt și în al patrulea rând, las numai ideea, comportamentul vechilor tovarăși. La început, iudeii s-au mirat, că Pavel a primit botezul și a început să dovedească că Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Și s-au mirat. Dacă și în rândul tinerilor și a pocăiților nepocăiți din Italia, unul își pune în gând să-L caute pe Domnul, prima reacție între prieteni și tovarăși va fi mirat. Dar de când e pocăit așa de tare? La noi un frate ne-am pus presbiter, să ne-am întâlnit într-o familie și îi spunea, băi, pocăința e așa, așa, așa. Dar unul spune, dar de când e așa? Că doar noi am jucat tenis, amândoi ne-am făcut școală. Dar eu nu te știu pe tine. Măi, am jucat tenis, am jucat fotbal, am făcut școală, am făcut ce am făcut. Dar Dumnezeu m-a chemat și mi-a spus că așa e pocăința. Hai, lasă mai bun, omule. Prima reacție va fi o mirare. A doua, o vrăjmășie. Iudeii au hotărât să-L omoare. Așteaptă-te și la asta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Nu știu dacă am ales cel mai bun subiect. Mi-ar fi plăcut să vorbesc despre familie. Despre nașterea de copii, dacă mă prind a doua oară despre asta vorbesc. Despre călăuzirea Duhului Sfânt la nivelul familiei, la viața de familie. Dar până atunci am vrut să vă spun, sufletul vostru e scump, nu vă bate joc de el. Tratați-l ca pe o moare în comoară, când într-o zi sufletul tău va merge înainte lui Dumnezeu. Am vrut să vă spun din vremea de neștiință să pun accent pe acele păcate imorale care într-un final Dumnezeu ne-l iartă, dar nu ne uită. Și noi le ținem minte. Nu înmagazinați în cugetul vostru păcate și mizerie care să fie știute de voi și de alții. Dar cel mai important lucru al subiectului pentru mine a rămas tot lumina Dumnezeu. În seara asta, lumina lui Dumnezeu să ne lumineze pe toți. Doresc Domnul să vă binecuvânteze. N-am furat urină niciodată, nu știu dacă mai vin, că zilele noastre sunt în mâna lui Dumnezeu. Dacă nu ne mai întâlnim aici, îmi promiteți că ne întâlnim în veșnicie, în cer la Dumnezeu. Și acolo să fim totdeauna cu Domnul.